Un bărbat în vârstă de 28 de ani a decedat în urma unui accident rutier grav produs aseară pe raza localității Zeicani. Șoferul în vârstă de 23 de ani a pierdut controlul volanului, iar într-o curbă periculoasă a părăsit partea carosabilă. Din păcate, unul dintre cei trei bărbați care se aflau în autoturism a rămas încarcerat fără semne vitale. La fața locului au sosit echipaje de descarcerare, SMURD, ambulanțe și polițiști. Pompierii au constatat faptul că în accident a fost implicat un singur autoturism în care se aflau trei persoane. Doi bărbați au suferit răni ușoare și au fost evaluați medical la locul accidentului, fără a se impune transportul acestora la spital. Un al treilea bărbat, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit încarcerat fără semne vitale. Pompierii au acționat pentru extragerea victimei din autovehicul și, din nefericire, echipajele medicale au declarat decesul acestuia. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și au stabilit faptul că tânărul în vârstă de 23 de ani a fi pierdut controlul direcției de mers și a ieșit cu autoturismul pe care îl conducea în afara părții carosabile. Din păcate, în urma impactului a rezultat decesul unui tânăr în vârstă de 28 de ani din județul Caraș-Severin. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de situații.